Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit! În cadrul acestei ediții ZF Deschiderea de astăzi, l-am ca invitat pe Bogdan Florea, fondator și CEO al Connections Consult, o companie care activează pe piața de transformare digitală din România, dar cu angajați și birouri și pe piețe externe. Bogdan, salutare, bine te-am găsit! Salut, mulțumesc pentru invitație! Bogdan, Connections a anunțat recent că pregătește listarea la Bursa de la București prin Tradeville, aspect despre care vom discuta în cele ce urmează, dar înainte de asta aș vrea să setez discuția cu obiectul de activitate al companiei. Cu ce se ocupă mai exact Connections? Activează în piața de digital transformation. Ce înseamnă asta și ce oferă Connections în piață? Connections e un grup de companii de tehnologie. Okay. Pe care le-am reunit sub umbrela transformării digitale. Practic, ceea ce facem noi este remodelarea proceselor de business, reproiectarea lor și introducerea elementelor sau instrumentelor digitale în viața companiilor, general a companiilor mari, pe care le ajutăm să evolueze spre Industry 4.0, să zicem, spre noua era digitală. În mai toate companiile, mari sau mici, există foarte multe procese de business în momentul acesta, foarte multe fluxuri de activități care încă nu sunt suficient de, să zicem, digitalizate. Aici e o nuanță fină între digitizare sau digitalizare și transformare digitală. Practic, chiar dacă în multe situații se folosește computerul, asta nu înseamnă că procesele sunt digitalizate și, mă rog, libere sau pot intra ușor în noua era digitală care a început deja. Noi încercăm să le și eficientizăm prin reproiectarea lor și să le pregătim pentru instrumentele tehnologice pe care tot noi le implementăm. Și aici aș menționa partea de software development și partea de hyper-automation, respectiv automatizarea acestor procese de business folosind roboții software UiPath. Acestea sunt două dintre linii de business, ale Connections. Mai avem și zona de business process outsourcing, unde operăm procese de business în varianta tradițională, în cadrul companiilor client. Dar și aici intenționăm împreună cu clienții noștri să introducem instrumente digitale și zona de IT outsourcing, de suport, infrastructura IT, unde iarăși funcționăm, sau marea majoritate a companiilor funcționează într-o paradigmă digitală, on-premise, fizic, să zic, într-o paradigmă tradițională, scuze, on-premise mai mult și împreună cu clienții încercăm să migrăm înspre cloud, înspre tehnologii de tip cloud. Pe zona de outsourcing ați semnat un parteneriat cu UiPath sau un alt parteneriat în 2018? Nu, este zona, e vorba de zona de RPA, okay. Zona de robot software. Am semnat un partener, suntem parteneri UiPath, începând cu anul 2018. Este un furnizor de tehnologie, practic cea mai mare companie de producători de robot software din lume, după cum știm. Și noi suntem între partenerii din România, partener Gold. Și implementăm robot software în companiile client în urma redesignului proceselor de business, reproiectărilor și eficientizărilor, așa cum spuneam mai devreme. De fapt, RPA, Robot Process Automation, tinde să se transforme din ce în ce mai mult în Hyper Automation. În general, această transformare digitală și robotizare a fluxurilor de business nu se mai realizează doar folosind roboți, software, ci folosind un întreg ecosistem de instrumente, atât artificial intelligence, machine learning, data analytics, aplicații sau platforme de tip low-code, un ecosistem mai complicat. Și eu pas punerea la dispoziție partenerilor acest
în acest ecosistem, deci nu doar robot software, orchestratoare de procese, și noi suntem una dintre firmele partenere din România care implementăm astfel de procese automatizate. Ok. Practic, cum se formează veniturile Connections? Care sunt ponderile acestor segmente de activitate în cifra de afaceri? În momentul de față, cea mai mare pondere o are ca și cifră de afaceri, ca și revenue, zona de BPO, urmată de IT, outsourcing, software development și robot process automation la procente mai mult sau mai puțin apropiate. Doar că zona de business process outsourcing ea însă și este beneficiază de suportul RPA, verticalei de RPA și automatizărilor care au fost realizate inclusiv pentru colegii noștri din companie care operează în zona de business process outsourcing. Bun, intenționați să derulați o ofertă de acțiuni. Care ar fi detaliile ofertei? La ce v-ați gândit? În perspectiva strategiei pe care o avem pentru anii următori, am decis să deschidem compania către investitori externi și să realizăm în prima fază o majorare de capital, un plasament privat cu ajutorul brokerului Tradeville. Ulterior, o să urmeze o listare tehnică pe piața aero din la Bursa de Valori București. Pe scurt, astea sunt coordonatele acestui proces de listare. Ceea ce încercăm să realizăm este atragerea de capital pentru dezvoltarea pe piețe externe și pentru creșterea verticalelor de software development și RPA. Software development și hyper automation, cum spuneam mai nou. Odată extinderea pe piețe externe, atragerea de specialiști de înaltă calificare, investiția în produse, mai multe obiective pe care încercăm să le atingem cu sumele pe care le vom atrage. Sunteți prezenți pe piețe externe și vizați extinderea pe alte piețe externe, bănuiesc. Unde sunteți acum și care sunt planurile? În momentul de față avem subsidiare în Belgrad și Sofia și lucrăm de 4-5 ani în fiecare din cele două capitale vecine. Avem reprezentanți de vânzări în Germania, în Orientul Mijlociu, în Arabia Saudită, în Franța, în Olanda și încercăm să construim o entitate puternică care să atace, să zicem, o piață extrem de interesantă, de vastă, de competitivă în același timp, cum este piața americană. Unul dintre obiective pe termen scurt este deschiderea unui subsidiar în Statele Unite și angajarea de personal în zona dezvoltării de business, a analiștilor de business, care să ne ajute să extindem verticala de hyper-automation, de RPA, în piața americană și, evident, și partea de software development. Ce număr de salariați aveți acum și câți aveți de gând să mai angajați? În momentul de față avem undeva în jur de 270-300 de angajați în toate companiile grupului și intenția noastră este să continuăm creșterea în funcție de proiectele pe care creșterea noi de colegi în funcție de proiectele care vor apărea. N-aș putea să am o estimare foarte, foarte exactă în de față. Oricum, următorii 3 ani probabil vor aduce, dacă nu neapărat o dublare a numărului de angajați, dar cumva măcar cu 50-60-70% mai mulți decât avem acum. Toate aceste proiecte pe care le aveți în plan vor fi finanțate exclusiv cu fondurile atrase în plasamentul privat de acțiuni? O mare parte din finanțare va fi generată de plasamentul privat. Există și alte instrumente, linii de credit pe care le avem la dispoziție și le putem folosi dacă este nevoie și oportunităților cer. Există și posibilitatea redistribuirii sau investirii profitului obținut în urma activități operaționale, deschiderea către sau listarea pe piața aero ne va oferi posibilitatea inclusiv a emiterii de obligațiuni. Okay. O să vedem în funcție de ceea ce
ne oferă evoluția companiei în următorii ani, să vedem ce alte fonduri vor implica pentru dezvoltare, dar în prima fază ne bazăm destul de mult pe capitalul atras în urma plasamentului privat. Iar ca politică de remunerare, intenționați să acordați acțiuni gratuite, dividende, cam care ar fi planurile? Avem un plan, deocamdată nu neapărat, zona asta nu e neapărat foarte clar fundamentată, dar avem evident un plan de distribuția de dividende, așa cum a promis așa toată lumea, și evident și emiterea de acțiuni gratuite. N-aș putea să spun legate de acțiuni gratuite, când se va întâmpla, procente și așa, și așa mai departe. Distribuția dividendelor, evident, este un plan și este un lucru ferm. Cum ați încheiat anul 2020, anul pandemiei? Cum a fost pentru business și ce estimări de afaceri și profit aveți pentru 2021? Anul 2020 a fost un an foarte interesant din punct de vedere al contextului. A fost un an în care, așa cum probabil am văzut cu toți în presă, multă lume a considerat IT-ul și industriile digitale de copil răsfățat al pandemiei sau al crizei sanitare. Lucrurile nu au stat neapărat așa. Într-adevăr, ceea ce s-a întâmplat în 2020 a fost o focalizare a atenției întregii planete, aș putea să spun, asupra fenomenului digital și o, să zicem, un inception al digitalizării ușor forțat, ușor mai, un pic mai mult forțat, dar asta nu a însemnat că în cursul anului investițiile în digitalizarea companiilor mari sau a instituțiilor publice au explodat. În schimb, intenția sau apetitul actorilor din zona de business a crescut în 2021 și începem să simțim, din fericire, interes crescut spre proiecte de transformare digitală, atât în zona de industriei bancare și a serviciilor financiare, cât și în zona de energie și utilități, în zona de retail, în zona instituțiilor publice, nu numai în România, peste tot există planuri, diverse planuri de reziliență, redresare, ajutorarea economiei, în general toate au o componentă intensiv digitală. Atunci avem așteptări bune de la 2021 și mai ales de la anii următori. Din punct de vedere al creșterilor prognozate de cifre de afaceri, sperăm să avem o creștere susținută cu două cifre începând de la anul. N-aș putea să dau detalii foarte concrete în momentul de față, dar ne așteptăm ca începând cu 2022 creșterea să fie cu două cifre, cu creșterea cifrei de afaceri. Okay. Year to year. Ce riscuri luați în calcul când vine vorba de activitatea Connections și la polul opus ce oportunități vreți să fructificați în continuare? O ultimă întrebare. Acum, dacă ar fi să ne raportăm la 2020, aș spune că e foarte greu să evaluăm riscurile și să prognozăm inclusiv oportunitățile. Cred că dacă am fi avut această discuție în ianuarie sau februarie 2020, ți-aș fi spus un anume palier de riscuri, de oportunități, de potențial al diverselor industrii și, evident, totul ar fi fost anulat de ceea ce s-a întâmplat. Da. Eu cred că trăim o perioadă de incertitudini destul de puternice, de intense la nivele nu doar sanitar, poate și social, la nivel global. Și atunci mi-ar fi greu să pot să menționez lucruri în care cred 100% că se vor întâmpla. Dar pe baza datelor pe care le avem acum, spune că
Riscurile majore pe care le întrevedem sau la care ne putem gândi sunt cele legate, evident, de competiție, de evoluțiile neașteptate ale pieței, din punct de vedere al competiției, pot apărea actori noi, există investiții puternice în zona de digitalizare, companii care se consolidează, inclusiv în România, mai vorbim la nivel global, după care există un risc care în același timp este și o oportunitate generată de apariția unor noi tehnologii sau de evoluția fulminantă a acestora în care investim, dar iarăși e o zonă pe care încercăm să o gestionăm. Să vă dau un exemplu care cumva atinge zona de risc versus opportunity. Ne-am început în 2018 verticala de business de RPA, pe care multă lume o numește în continuare așa. Tehnologia respectivă e numită Robot Process Automation. A evoluat foarte mult, a ajuns în zona de Hyper Automation. A trebuit să ținem pasul cu evoluția tehnologiei ca să putem să fim conștienți de ceea ce pune la dispoziție producătorul UiPath, în cazul acesta, și să putem livra clienților valoare adăugată. Asta presupune investiții. Presupune un anume focus pe dezvoltarea continuă și pe a ține continuu pasul cu evoluțiile pieței. Deci aici ar putea să zicem, am putea identifica un risc care în același timp este și oportunitate. Un alt risc pe care l-au toți jucătorii din România și cred că într-o mare parte a țărilor europene este riscul lipsei de resurse sau a unei oferte de resurse în zona IT din ce în ce mai redusă față de nevoile pieței. Da. Și aici încercăm să lucrăm la acest capitol diversificându-ne în zona de selecție și mergând către echipe globale distribuite, către selecția de personal din cu totul alte țări și chiar continente, așa fel încât să gestionăm, să minimizăm acest risc pe cât se poate, pentru că, așa cum spuneam, apetitul clienților pentru digitalizare a crescut fulminant în urma acestui an teribil pe care l-am avut cu toții, dar resursele disponibile sunt mai mult sau mai puțin aceleași. Și începe să fie să se transfere lupta sau competiția din zona căutării clienților în zona atragerii și păstrării talentelor. Cam astea sunt riscurile esențiale sau relevante pe care le identific. Iar ca oportunități, ce ați vrea să fructificați în continuare în 2021-2022? Noi vom paia destul de mult pe hyper-automation privit ca ecosistem de tehnologii și vom continua să investim în învățarea, dezvoltarea și ulterior livrarea către clienți a acestor tehnologii emergente, așa zis emergente, nu mai sunt atât de emergente în momentul de față. Cum spuneam, pornind de la RPA, avem și zona de Artificial Intelligence, de Machine Learning, de Analytics, un element foarte important care practic ajută orice business să înțeleagă mai bine locul în care și modul în care se poate dezvolta. Cam astea sunt pariurile pe care low-code, no-code, platforme care pot ușura foarte mult, atât nouă cât și clienților, dezvoltarea de aplicații de diverse cu specific divers. Sunt zone în care încercăm să ne dezvoltăm din ce în ce mai mult și credem că următorii, aș spune, 10 ani sunt anii acestor tehnologii, în care, deși poate că ritmul, cel puțin până în 2020, ritmul de adopție lor a fost mai lent, credem că acest lucru se va intensifica și va avea o pantă fulminantă, o creștere fulminantă. Bine. Bogdan, îți mulțumesc pentru prezență și discuție și succes. Mulțumesc și eu.
Doamnelor, domnilor, încheiem aici ZF deschiderea de astăzi. Alături de mine a fost Bogdan Florea, CEO și fondator al Connections. Vă mulțumim pentru atenție. Numai bine! News. Știu ce spun. Muncim mult, dar cu ce folos? A rămas mentalitatea asta, să se facă, să mi se dea. Știu ce te interesează. Întreaga lume e indignată de apucăturile teroriste ale lui Lukashenko. Jurnaliștii din Belarus sunt torturați. Până și teroriștii de la Hamas sunt revoltați. Știu cum să te fac curios. PNRR a fost subiect de scandal în Parlament. S-au alergat astăzi pe holuri. V-ați bătut joc. E un bâlci. Știu cum să te emoționezi. A fost abandonat pe cale ferată, avea o lună, bătut în centrele de plasament. Bătuți și iar bătuți. Acum salvează vieți. Știu să conving. Atenție! E nevoie de gălăgie. Nu sunt perfect convinsă. E praf în ochii lumii. Orice-i face, tot Bill Gates este de vină. Știu să câștig. Terminăm emisiunea, ne luăm de mână și mergem pe stradă. Știți, cunoașteți. Știu, deci știi. Noi ne-am săturat de scandal și vorbe goale. E vremea să mai vedem și niște rezultate clare. Știu! Caută Alef News în rețeaua ta de cablu și selectează la favorite pe televizorul tău. O să-ți placă!